trenul de Suceava a întârziat mai mult de jumătate de oră. Și vedem că i-a dus de o matahală de locomotivă care pare de veacul trecut. Din 79. Vine de la război locomotiva asta. E un pic cam ruginită. Trebuie să ne imaginăm cum arată pe dinăuntru și de ce e capabilă. Nici acele care merg la aeroport nu par foarte noi, sunt mai degrabă niște trenuri reciclate aduse din Occident. Da, măcar arată mai bine. Totuși astea sunt diesel, din cele care poluează. Pe când locomotiva din 79 e electrică. E viitorului.